Salut! Suntem în data de 16 decembrie și vreau să vă arăt cum iarnează plantele mele. Plantele mele se află într-o cameră neîncălzită în care temperatura medie este de 6 grade. În special vreau să vă arăt butașii de trandafiri. Butașii de trandafiri puși la înrădăcinat în substrat cu pământ. Vedeți? Se vede foarte bine, se văd foarte bine noi muguri rezultați din butași. Se văd, da? Așa, și aici. Se văd bine. Și mai avem aici un vas pus mult mai târziu, la vreo 2 săptămâni diferență. Vedem că și aici noi muguri încep să apară. Apariția acestor mugurași ne indică faptul că butașii noștri sunt viabili și se dezvoltă încet. Nici nu ne dorim o dezvoltare accelerată pentru că suntem încă în sezonul rece și nu putem face replantările în grădină. Așa că până la primăvară au timp să se dezvolte atât mugurii vegetativi cât și părțile subterane, rădăcinile. Udarea o fac odată la 10 zile, 14 zile, pentru că temperatura fiind scăzută, evaporația este foarte redusă, spre zero, așa că toată apa rămâne în pământ. Pământul trebuie să fie umed, dar să nu băltească apa în el, pentru că în felul ăsta putrezește partea înfiptă în sol. Atât am vrut să vă arăt astăzi. Vă urez în continuare multă sănătate și aveți grijă de voi.